a venit la instituția preșcolară de învățământ numărul 6 de la Gara Pălești. Venim spre directoarea acestei instituții, doamna Lilia Garaz, cu o surpriză frumoasă din partea întregului colectiv. Deci cu mare drag vă invit să vedem și aici ce emoții frumoase o să lăsăm și acel zâmbet frumos pe fața surprinsei noastre de astăzi. Cu mare drag, dragi! Simte spiritul de sărbătoare, începând de la ușa de la intrare și bine sunt cu cabinetul dumneavoastră, deci se simte deja, fără cuvinte, că sunteți o doamnă stimată și iubită aici în instituția de învățământ preșcolară din Adaia Pălești. Cu mare drag venim spre dumneavoastră cu această tortă splendidă, cu acest coșuleț de flori și vreau să vă întreb cum credeți dumneavoastră, cine ne-a chemat aici? Colectivul meu e numai. Să fiți sănătoasă, că ați ghicit din prima, mulțumată doamna Lilia. Să știți că colegele dumneavoastră de lucru s-au unit toate și prin intermediul nostru au vrut să vină în fața dumneavoastră cu această surpriză frumoasă, mai deosebită poate față de anii precedenți. Deci cu mare drag să vă numesc această tortă specială, cu o felicitare splendidă pe care o să citiți dumneavoastră și acest coșuleț pentru dumneavoastră. Cea mai mare plăcere. Haideți încercăm să ne invităm. Stimată doamnă, colectivul dumneavoastră vin cu cele mai sincere urări de sănătate în fața dumneavoastră. Vă urează tot ce e mai bun în lumea asta să vă aparțină dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de ele întotdeauna. Și poate au fost și bune și rele, dumneavoastră ați știut întotdeauna să le soluționați atât de bine și să lăsați în inima lor întotdeauna emoții frumoase. Am înțeles eu că întotdeauna între dumneavoastră a domnit în primul rând prietenia. Că ați fost întotdeauna pentru ele colege, ați fost întotdeauna o prietenă bună și la final directoarea acestei instituții pe care o conduceți. Cunosc și eu personal bine faptul, stăruința de care dați dovadă în toți acești ani. Vă stimez foarte mult și eu personal, în numele colectivului dumneavoastră, un lamăt ți-am în suflet, o sărbătoare frumoasă. Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru ceea ce sunteți în primul rând, pentru ceea ce faceți, să fiți întotdeauna o soție atât de bună, o doamnă atât de frumoasă și demn de urmat, o spun cu toată ființa și cu tot sufletul. O să vă dau și eu îmbrățișare, să fiți sănătoasă, să vă bucurați de familia frumoasă, de copilița dumneavoastră, de fetițele care le aveți acasă. Cele mai minunate momente să le petreceți alături de fetele dumneavoastră de la serviciu, de colegile dumneavoastră și o sărbătoare din dumneavoastră. În primul rând, dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit astăzi la sărbătoarea mea, trăgurii o vârstă la care pot de acum să fac o analiză, dar în rezultatele mele foarte mult contează și colectivul pe care l-am și mulțumesc enorm colectivului meu pentru că este un colectiv de nota 10 plus, un colectiv omenos, un colectiv bun. Iar când ai alături persoane cu care poți activa, cu care poți face succese, este foarte ușor. Mie îmi rămâne numai de a conduce la nivel de conducător și vă mulțumesc frumos pentru toate ceea ce ați dat pentru mine. Mulțumim fetelor că au avut plăcerea să vină de la noi și ne-au oferit această onoare ca noi să venim în fața dumneavoastră cu această felicitare frumoasă. Încă o dată să vă fac frumoasă, la mulți ani din suflet și să vă desfășurăm atât de bună, atât de frumoasă, atât de plăcută și cum am spus, mulțumim.